Simona Halep și Irina Begu au fost profesoare de tenis la Stejari Country Club. Cele două le-au făcut o surpriză copiilor, alături de care au jucat la selecția organizată cu scopul de a descoperi tinere talente. Îmi face plăcere și să-i văd așa cum o iau eu, practic de la zero, mi-aduc aminte de începuturile mele. Ai văzut ceva copii talentați? Da, sunt foarte mulți copii talentați și mă bucur că cei de la Stejari Country Club au această inițiativă, selectează 25 de copii din 150, deci vor avea ceva de lucru. Mie întotdeauna mi-au plăcut copiii și mă simt bine alături de ei, chiar am avut plăcerea să joc o fetiță care știe tenis, care lovește bine și era foarte emoționată că jucăm împreună. Îmi doresc foarte mult ca acești copii să descopere tenisul, pentru că e un sport frumos, și să, de ce nu, să ajungă campioni. Acțiunea se adresează copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, iar Stejari Country Club va pune la dispoziția celor selecționați lecții de grup cu instructori profesioniști de 3 ori pe săptămână, terenuri de antrenament, rachete de tenis și mingi.